Am plăcerea să vă salut, prieteni Metropola TV, la o nouă întâlnire cu fotbalul de Liga a doua. După pauză de două săptămâni, ne întoarcem la partidele din campionat. Ne interesează în mod deosebit lupta pentru promovare, dar noi vom fi atenți și la jocurile din cele două grupe de play-out. Bun regăsit, stimații radioascultătorii Sport Total FM. Suntem și astăzi alături de dumneavoastră într-o altă zi importantă. Importantă, da, pentru că transmitem 7 jocuri din play-off și din play-out. O singură partidă în zona locurilor 1-6, acolo unde s-a disputat deja primul joc. Remiză, poate previzibilă, la Hunedoara. Dar ce să mai lungim vorba, prieten, avem plăcerea de a-l saluta și astăzi pe Robert Gherghe. Te salut, Robert, bine ai revenit. Bine te-am găsit, Anel. Ai revenit cu un tonus foarte, foarte bun și așa cum glumim de fiecare dată, spunem și acum, Robert, parcă nici nu mai știa să vă bucurați la FC Voluntari, pentru că victoria întârziase de foarte multă vreme, însă a venit oarecum la timp, aseară, 1-0. Cu Hermannstadt, un test foarte, foarte dificil, traversat finalmente cu bine. Da, de adevăr, o victorie anunțată de evoluția foarte bună pe care am avut-o și meciul de la Arad. Probabil una dintre cele mai bune evoluții pe care le-a avut Voluntarii în Liga 1, un meci disputat în Liga 1. Acel 3-4 cu Arad, un meci care marcheze 3 ori la Arad, mai trimis de alte 3 ori balon în bara porții lui Iacob și nu reușește să vii cu puncte. Este frustrant, dar noi după acel meci, crede-mă, am avut discuții, am avut ședințe și am spus acela este momentul nostru. A fost practic un restart pe care l-am dat echipei. Eram convins că vor veni rezultate pozitive și iată că acestea n-au întâlnit să apară și deja avem primele 3 puncte acest play-out, 3 puncte importante care ne-au făcut ca pentru moment să evadăm. Vorbeam și cu Bogdan, cu Bălănescu. Discuția tradițională din emisiune. Da, nu am rezolvat absolut nimica, pentru că la sfârșitul etapei putem să fim din nou pe un loc de retrogradare, dar important este că jocul echipei, faptul că am avut încredere, am știut cum să gestionăm. FC Hermannstadt, un adversar extraordinar de greu, probabil alături de Universitatea Cluj, cele mai bune echipe din acest play-out, echipe îndreptățite, să spere de ce nu, să joace în play-off-ul competiției. Un meci foarte bun, în ciuda faptului că am avut două piese importante, doi titulari de drept, Robert Popescu și Adam Nemeț accidentați, am reușit să câștigăm această partidă și, cum spuneam, practic un nou restart pentru această echipă, dat odată cu venirea lui Florin Pârvu. Nu vreau să nu fac nicio trimitere la ceilalți doi antrenori pe care am avut în decursul acestui sezon, doi oameni extraordinari, caracteri extraordinare, doi profesioniști de săvârșiți, atât cuplu Poenaru Dună cât și Nic Dică, dar au schimbat ceva la sistemul de joc. Această, practic, în ADN-ul echipei noastre este să evoluăm mereu cu trei fundași central. Am evoluat și ieri, am așteptat să vină greșeala adversarului. Aceasta a venit, penalti, gol Merloica, pentru care mă bucur enorm de mult. Dacă nu mă înșel, cred că Merloi are 5 goluri în 6 partide deja. Un procentaj maxim și chiar era de completat, Robert. Iată că revenirea lui George Merloi, un jucător atât de promițător. Ne și gândim că da, că acest fotbalist, care are o calitate incontestabilă, n-ar fi trecut prin acea gravă accidentare. Foarte probabil FC Voluntari nu era acum în această situație. George Merloi s-a întors cu poftă de gol pe gazon. A punctat și la Arad, iată, îl marchează și acum. Și într-un moment foarte important, Robert, dacă, din nefericire, ratai acea lovitură de la 11 metri, se complicau foarte mult lucrurile, dar George Merloi se vede, îl și știu că am lucrat împreună pe la Clinceni, un jucător cu personalitate. Îți aduce aminte, Robert, ce spunea când era Liviu Ciobotariu, pentru că el evolua constant la echipa a doua, pe care o vedem la lucru sâmbătă viitoare, prieteni, în prima transmisie din acest an. Păi zice, unde? Că eram la echipa a doua, 4 meciuri într-un sezon, ce să fac? Câte goluri să dau? Îl atingea așa un pic. Atunci asta arată personalitatea. Da, nu, e incontestabil. Performanța care am făcut cu Liviu, cu Ciobotariu, sunt tot adevăr. Acum fac trecerea. Faptul că, într-adevăr, n-a fost unul din preferații lui Liviu și, mă rog, e decizia antrenorului. În ciuda faptului că chiar domnul primar, dar aduți aminte că în rar, cred că a avut una sau două intervenții la televiziune, dacă mă știu, la Digi, a și spus că jucătorul lui preferat în echipa asta este George Merloi. Și el n-a jucat în 2 ani de zile, numărul 10, n-a jucat decât un singur meci. Tricou cu greutate, exact. Robert. Dar greutate. Acum, făcând acum o paralelă puțin, la cum joacă George Merloi, eu zic că dacă nu se accidenta, era greu să mai prunească contractul cu noi cu fece voluntare, de adevăr. Pe de altă parte, aducea niște bani clubului, de ce nu? Iar eu mă gândesc... i-ar fi expirat contractul în vară. Eu mă gândesc, Robert, poate... I-ar fi expirat, acum e pe lungi, mai e problemă. Poate prea îndrăznesc, dar dacă George Merloi evoluează în continuare pe această linie și va marca meci de meci, crezi că ar fi prea forțat să ne gândim la o convocare la echipa națională?
Dacă n-ar fi fost campionatul european în acest moment, nu era, dar în acest moment eu cred că Edi are un lot destul de bine conturat și mai ales că faptul că evoluăm în play-out va cântări enorm de mult. Dar îți dai seama că îmi doresc enorm de mult că să mai avem de jucat încă o partidă, încă șapte partide să marcheze meci de meci, George, de ce nu? Îți dai seama, este un jucător foarte important, este un jucător care mai rar se întâmplă ca un jucător să revină cu acest tonus după o accidentare. Da. Și gândește-o, o accidentare grea, o accidentare pe care noi în primă fază toți medicii, pentru că s-au fost o operație destul de scumpă, peste 30.000 de euro am plătit numai operația în Italia, medicii spuneau în primă fază că nu vom avea apt de joc în acest sezon. Dar iată-l că și după cum a decurs de recuperarea, ne spuneau, o să vedeți că la începutul play-out-ului sau play-off-ului va fi, zic, n-aveți cum că am trecut, am știut ce accidentare grea a avut și dropa, dar până la urmă, iată că George a revenit, este un jucător important, un jucător esențial, îl place foarte mult și Florin Pârvu, nu intră decât pe final de meciuri deocamdată, pentru că nu este 100% apt pentru... Se vede prezența. Dar, într-adevăr, este jucătorul care face diferența, dar, concluzionând, victorie importantă, n-am realizat nimic până acest moment, pentru că obiectivul nostru este clar salvat de la retrogradare, dar până când nu vom fi matematic salvați, vom continua să abordăm cu foarte mare atenție meci de meci, pentru că este foarte important să aduc fiecare punct, contează enorm de mult în această luptă, atât de echilibrată, mai echilibrată ca niciodată de când s-a introdus sistemul play-off, play-out în Liga 1, niciodată toate echipele de sus până jos sunt direct implicate, atât pentru ocuparea locurilor de baraje și anul acesta va fi destul de atipic, pentru că de câte informații care am eu, decât două echipe au obținut licența pentru UEFA, este vorba de Universitatea Cluj și FCU Universitatea Craiova, dar mai ales pentru lupta de play-out, unde de ce nu, în cazul unei victorii astăzi al celor de la Botoșani, au drepturi legitim să spere și ei în continuare să se salveze direct. Da, Robert, și o ultimă constatare, prieten, legată de FC Voluntari, victoria atât de importantă, am văzut în media, evident, că această dispută pentru evitarea retrocadării direct, acolo unde este și FC Voluntari, naște tot felul de supoziții. Am văzut, Robert, ieșirea lui Andrei Nicolescu, șeful lui Dinamo, președintele lui Dinamo, la adresa acestei partide, să spunem. Elegant a încercat Andrei Nicolescu, oarecum, o lipsă de combativitate, de ritm, ceva de genul ăsta, încercând să arunce probabil spre altceva această discuție. Cum ați privit ieșirea lui Andrei Nicolescu? Ce să spunem noi? E clar, acuză de blat la adresa echipei, mergem la comisie, reclamăm să-și ia amendă. Și eu nu știu, adică mulți conducători cred că pun presiune sau cred că vor fi apreciați de câte fani echipe dacă iau astfel de declarații. Păi crede-mă, eu ne răspund cinstit. De-a lungul vieții venea la mine lumea și îmi spuneau meci, dau exemplu, acum a trecut Dinamo Cărăraș, când a bătut Cărăraș 1-0. Că vezi, domne, că nu au, domne, și acum eu cred 100% că acel meci s-a jucat corect. Nici nu intri, nici nu discuți la ora actuală de astfel de partide la Liga 1. Toate meciurile se joacă 100% numai pe teren. Nu te apuci tu ce să maschezi neajustul echipe sau să creezi un alibi echipe sau să creezi un alibi în cazul că nu ți-a atins obiectivul, că Doamne iartă-mă de aici, nu se pune problema. Dar de ce nu spune nimeni, de exemplu, de ce n-a existat să spună că probabil că, nu zic, la UTA, probabil golul 3, mie mi s-a părut că eu, mie mi s-a părut. De ce n-a spus nimeni, Doamne, că te-a spus? Nu, vii și acuz de ce? Pe FC Hermannstadt, care e o echipă atât de puternică. De adevăr, un meci bun, dar ce, voluntar, chiar nu mai reprezintă nimic în momentul ăsta. Vom vedea și la meciuri directe, se vor convinge cei la Dinamo de forța echipei noastre. Ne vom întoarce, prieteni, curând la Liga 2, pentru că vom avea o discuție cu Dan Colesniuc, președintele Corvinului Hunedoara, echipă care a deschis seria jocurilor din play-off-ul remiz 1-1 cu cei de la Gloria Buzău, oarecum scontată. Gloria pleacă cu un punct, de ce nu apreciat. Doar o scurtă trecere, Robert, echipa secundă câștigă etapa trecută la Cernavod în fața lui Petre Grigoraș, 3 puncte importante. A revenit și Dinu Todoran, speranțe mari și pentru astăzi la recolta Gheorghe Doja. Este mare nevoie de puncte și aici, și astfel că sunt speranțe pentru un nou rezultat bun și azi. Da, într-adevăr, dacă din câte știu, Cocian, Voican, Lambrinoc, Munteanu, Dima, bineînțeles, cupul deja de fundat central care a început să sudeze, Chilili, Hagiu, o echipă care ușor va reveni și echipa secundă. De adevăr, au fost și acolo anumite frământări, au fost anumite discuții. E bine totuși că până la urmă lucrurile au intrat pe această pantă a normalității și la echipa a doua. Și iată că avem la prima echipă, l-avem pe Pârvu, la echipa a doua l-avem pe Todoran. Ploieștiul tău se pare că te livrează, deși Todoran nu este, Dinu nu este ploieștean, dar și-a legat foarte mult cariera și de pe Petrolul Ploiești.
Ploieștiul, iată, livrează antrenor către ambele echipe a celor la FC Voltan. Iar eu mă pot lauda că sunt primul care a lansat prieten. Nu mai țin eu cheie la eticheta asta, că nu mai mă interesează după atâția ani de activitate, însă știrea dată de mine cu posibilă numirea lui Eusebiu Tudor la Petrolul a fost preluată de toată media. Sunt ceva circumstanțe acolo. Venirea lui Ștefan Odoroabă te face clar să te gândești la alegerea antrenorului principal, foarte probabil Eusebiu Tudor. Și dacă se întâmplă asta, Eusebiu Tudor va debuta la Petrolul chiar împotriva lui FC Voluntari, o echipă unde a lucrat deja cu Mihai Teja. Să ne întoarcem, prieteni, la Liga 2. Am început așadar play-off-ul și play-out-ul. Un play-off, Robert, care este puțin ciudat. Am văzut prima partidă, scurt timp să mergem la Hunedoara, Corvinul Gloria Buzău 1-1, un meci echilibrat, așa cum ne așteptam, între două echipe bune de Liga 2, cu un punct, zic eu, apreciat pentru Gloria Buzău. Da, într-adevăr, Gloria Buzău, ea cu cine se bate? Ea se bate cu Mioveni și cu Cixereda. Pentru Gloria Buzău, clar, eu dacă aș fi conducător la Buzău, numai la aceste două echipe m-aș uita. Într-adevăr, un punct... Trebuie să te uiți la tine să câștigi tu? Da, e clar că la Hunedoara se câștigă greu. E clar, iată, a fost un meci în premieră și pentru Hunedoara, acest meci jucat în play-off, un meci decis de două execuții superbe al celor doi. Uite, Robert, că mergem și avem plăcerea de a-l saluta pe domnul Dan Colenesniuc, președintele Corvinului. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua, vă salut pe toți dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Da, suntem și pe Metropola TV, suntem și pe Radio Sport Total FM, domnule Colenesniuc. Iată că nu s-au stins ecourile acestei remize, prima partidă echipei dumneavoastră în play-off, pentru că vine rapid o altă partidă de certă atracție cu CFR Cluj-Napoca la foc continuu, că toți suntem la Hunedoara, nu? Bună ziua! În primul rând aș vrea să vă mulțumesc postului dumneavoastră de televiziune pentru că faceți un lucru extraordinar și promovați fotbalul și Liga a doua. Și în același timp aș dori să mulțumesc și tuturor suporterilor echipei noastre care din ce în ce mai mult își fac prezența și doresc să fie alături de echipa noastră. O remisă de început, până la urmă, Florin Maxim, evident că este un tehnician care pregătește fiecare partidă la victorie. Ne mulțumim că s-au pierdut două puncte, dar un joc echilibrat, domnule președinte, așa cum ne așteptam, de altfel cu o echipă adversă puternică, care se gândește justificat la promovarea în prima ligă. Da, bineînțeles, deja încep meciurile mai grele, se joacă în play-off, toate jocurile vor fi echilibrate. De altfel, ne bucurăm că nu mai dăm sens unor interpretări că echipa de la Hunedoara, dacă nu are drept de promovare, nu își apără corect altele. Deci, așa cum v-am promis la începutul campionatului, dorim să fim foarte serioși și să revenim pe scena fotbalului românesc. Deci, dacă se poate, să ajungem și noi în Liga 1. De aceea toate meciurile pe care le vom disputa vor fi disputate la seriozitate maximă și cu dorința de a atrage în primul rând suporterii alături de noi, pentru că noi suntem un oraș, o comunitate și o echipă. Dorim să jucăm pentru toată comunitatea județului Hunedoara și nu numai. Dar probabil, domnule Colesiniu, că stadionul echipei dumneavoastră este prea mic pentru interesul uriaș și scade partida cu CFR Cluj-Napoca, vorbind de competiția surprizelor și, de ce nu, singura competitoare din Liga 2 prezent aici, în sferturi, Corvinul Hunedoara, va forța marea surpriză. Bineînțeles. Stadionul deja se anunță neîncăpător pentru că a fost foarte mare interes pentru acest meci. Biletele, nu știu dacă mai sunt... în jur de 1000 de bilete în vânzare și stau epuizat toate biletele în momentul acela. Cred că în următoarele două zile vor rămâne fără bilete. Deci stadionul va fi plin la Hunedoara, interesul este foarte mare. Se discută de aproape două săptămâni doar despre acest meci. Interesul nostru este deosebit pentru Cupa României. De altfel știți că este joacă într-o singură tranșă, este un joc de cupă. Cine își va dori mai mult acest lucru, va câștiga. Pe noi nu ne interesează cu cine jucăm, noi dorim să arătăm tot ce putem și să mergem într-o fază superioară. Da, și ultima întrebare, domnule președinte, ne pregătim de cele 7 partide pe care le transmitem astăzi aici la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. Din ce am văzut, lucrați pentru a pregăti minuțios acest meci, domnul Mircea Lucescu, domnul Ioan Andone, dincolo Adrian Mutu, personalități una și una care vor veni la Hunedoara pentru meciul cu CFR Cluj-Napoca. Noi profităm de această ocazie și mă bucur că și Nea Mircea va veni la Hunedoara împreună cu Ioan Andone, Mircea Rednic s-a anunțat că va sosi și el la acest meci. Ne reunim toți foștii jucători, vom fi în tribună și vom susține pe băieții noștri cu tot ce putem noi.
să fim alături de ei și să-i încurajăm pentru a trece mai departe. Așteptăm cu mare interes și noi, domnule Colesniuc, succes acolo la Hunedoara. Mulțumim pentru prezența la Metropola TV. Vă mulțumesc și eu pentru sprijinul acordat. Ligia a doua, v-ați spus, faceți un lucru extraordinar de mare și datorită dumneavoastră reușim să aducem lumea la stadion și în jurul fotbalului. Mulțumim foarte mult, domnule președinte. Ne întoarcem prieteni în studioul Metropola TV. Cuvinte frumoase, Robert, din partea lui Dan Colesniuc, un fotbalist important atunci când era pe gazon, președintele grupării din Hunedoara, o echipă care, iată, face pași importanți. Fotbalistii vorbim, chiar dacă n-are de promovare, n-aveam, Robert, și nu avem niciun dubiu legat de maniera în care se va implica Florin Maxim și cei care sunt acolo la fiecare partidă de campionat. Da, îi mulțumim domnului președinte că aprecia ceea ce facem aici de 4 sezoane. Suntem probabil cel mai important canal de media care acordăm atenția tot ce înseamnă fotbalul din eșalonul secund. Evident că facem și din plăcere, pentru că amândoi suntem foarte, urmărim cu foarte mare atenție acest campionat. Eu îți spun și tu știi bine acest lucru, dacă am un meci de ales între FC Barcelona și Real Madrid, derbiu, sau dacă să mă uit la, de exemplu, la meciul cât dintre Reșița și Dej, cu siguranță mă uit la Reșița cu Dej. Dar revenind la meciul de cupă, într-adevăr, un meci foarte important. Un meci foarte greu în același timp, pentru că, din câte se vede la ora actuală, șansa celor de la Universitatea de la CFR Cluj a merge în cupele europene se leagă foarte mult de Cupa României. Clar și că aici vorbim... fac o paranteză, vorbeam la radio, la Sport Total FM, cu președintele Cristi Balaș, omologul de la CFR al lui Robert Gherghe, și puncta acest lucru. Este imperios necesar să mergem într-o cupă europeană, pentru că altfel financiar ne vom prăbuși, chiar dacă salariile s-au redus la CFR, nu în mod semnificativ. O participare cât mai lungă în cupele europene ar redresa balanța financiară acolo. Absolut, îți dai seama, și de aceea cred că se vor aplica foarte mult asupra cupei României și va fi un meci foarte interesant. Este practic meciul de deschidere, primul meci, dacă nu mă înșel, marți seară, un meci care se va desfășura nocturnă. Clar va fi o afluență foarte mare de public. Mă bucur că și Neandu, care m-am întâlnit acum 2 zile și îl salut pe această cale, știu că va fi la acest meci, este clar, sufletul lui de hunedorean, și dar aceea să nu uităm că Neandu a obținut un rezultat important și cu CFR Cluj, deci practic are toate motivele să fie. Și este Robert și președintele de onoare al echipei din Hunedoara, da, o titulătură simbolică, așa, dar importantă pentru un om de și are o relație foarte bună cu Florin Maxim, ambii au lucrat împreună și la voluntari. Dar, într-adevăr, aștept cu mare interes acest meci. Un meci foarte greu pentru Hunedoara, dar un meci cu siguranță la fel de greu va fi și pentru elevii lui Adi Mutu. Nu, dacă cred că vor merge și vor câștiga acest meci doar prin simpla prezență, nu se înșeală, pentru că echipa hunedoreană este o nucă tare pe propriul teren. Așadar, prieteni, să ne întreptăm către partidele pe care le găzduim astăzi într-o emisiune din nou generoasă. 7 jocuri în direct și ne oprim, evident, pentru prima oară la Slobozi, acolo unde Unirea poate profita și de pasul greșit făcut de Gloria Buzău și o victorie astăzi, Robert, plauzibilă pentru Unirea Slobozia, ar liniști în mare măsură lucrurile, nu definitiv, însă și Miovenul, dacă câștigă, de ce nu, da, ar putea să facă un pas important în lupta pentru promovarea directă. În acest moment, deci clar e destul de simplu. Eu dacă aș fi în locul Lemnaru, scot din ecuație cele două echipe fără drept de promovare și îmi fac un clasament doar cu echipele cu care mă bat. În acest moment, e clar, scot și echipa de pe locul 2, că nu mă interesează, pentru că promovez în corpore și principalul adversar al lor în acest moment este Mioveniu. 40 de puncte Unirea Slobozia, 33 de puncte CS Mioveni. Deci, practic, în acest moment, o diferență de 7 puncte în cazul unei victorii, perfect logice, mai ales cu evoluția pe care o are pe propriul teren echipa din Slobozia, ar face o diferență de 10 puncte. 10 puncte în condiția care mai sunt 27 de puncte în joc și, clar, nici Mioveni. Și a făcut Mioveni, uitați, e de domeniul SF-ului, dacă este cea mai mare surpriză pe care am văzut. Când a lipsit o săptămâna trecută, a fost aici Claudiu Cojocaru, președintele celor de la CS Mioveni, și mi-a plăcut că toată lumea de acolo, Cojocaru, Constantin Schumacher, Dumitru Olteanu, Constantin Stancu și toți, este logic, vorbesc de promovarea directă. Pentru că este cea mai ușoară cale, pentru asta e nevoie de puncte și a depășit clar condiția CS Mioveni. Cred că și astăzi va oferi o replică notabilă acolo la Slobozia, în fața unei echipe care se apropie cu pași repezi de o miraculoasă, spun eu, promovare, dar să așteptăm meciul care se anunță foarte echilibrat. Da, meciul foarte echilibrat și m-am uitat când am pregătit meciul de astăzi. Nu este cazul la play-off, pentru că se joacă pe ambele se joacă tur-retur.
dar m-am uitat la rezultatul din sezonul regulat 1-1 la Mioveni, deci un meci foarte echilibrat. Și acest lucru vreau să spun, într-un fel sau altul, prin programare, că programarea se face după niște algoritmi, s-a făcut oarecum dreptate, exceptând meciul dintre Tunar și Chindia Târgoviște, care în sezonul regulat s-a desfășurat tot la Tunar. Toate celelalte meciuri în tur s-au jucat în sezon regulat s-au jucat pe terenul echipei. De data aceasta în play-out se joacă pe terenul echipei care a fost oaspet data trecută. Da, apropo de asta, Robert, deci am discutat de partida de la Slobozia, vom fi acolo cu Ionuț Văgăunescu, colegul și prietenul nostru. Și dacă amintea Robert de Tunarii, hai să mergem întâi la Tunar. Robert, CS Tunar, Chindia Târgoviște, este o șansă unică pentru Dan Alexa. Doar victoria îl ține în viață acolo, coroborat evident și cu rezultatul de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Așadar, un act de curaj și din partea lui Dan Alexa să ia o echipă aflată într-o situație delicată, dar o grupare care este generoasă, Robert, din mai toate punctele de vedere. Ce da, într-adevăr, un lot, faptul că l-a dus pe Dan Alexa, într-adevăr, o mișcare extraordinară, o mișcare... Și l-a venit la pachet cu Ștefan Grigori, adică... Da, a venit, clar. Staful lui. Cu staful lui. Mai greu, Robert, la Liga a doua să-ți poți permite așa ceva. Da, totuși se numită că și totuși Tunarul s-a trezit destul de târziu, totuși, dar la Tunarul cu condiții bune, salarii bune, salarii plătite la timp, s-a investit foarte mult în infrastructură. Gazul este aproape gata, refăcut, da. Se pune nocturnă. Într-adevăr, multe, multe lucruri frumoase s-au întâmplat la Tunari. Ideea este următoarea, că ei sunt o diferență de 7 puncte, dar oarecum atipic. Tu m-ai dus aici, începem cu grupa B, dar cred că este cel mai interesant meci din cele 6 care au loc astăzi în play-out. 6 puncte între Tunar și Viitorul Pandurii Târgu Jiu, care 7 puncte, scuze-mă, care de fapt ar fi 8, pentru că în caz de egalitate primează punctele făcute în sezonul echipa cu punctele făcute în sezonul regulat. Deci e adevăr greu pentru Tunari, dar nu e imposibil, pentru că în același timp avem în față un Viitorul Pandurii Târgu Jiu care a dat dezastros în acest an 2024. Și care are o misiune dificilă, spun eu, în compania celor de la CSA, o echipă care poate în continuare să fie capabilă de rezultate surprinzătoare. Da, mi-aduc aminte că anul trecut în sezonul regulat a fost 4-3 pentru Viitorul Pandurii Târgu Jiu, a condus Steaua 2-0, a fost acel pauză final, cum spun oamenii care cunosc fenomenul. Apoi în acest sezon, chiar în acest 2024, 0-0 la pauză, 5-0 la final pentru echipa bucureșteană. Un meci greu acolo, dar revenind la meciul de la Tunari, un meci este practic cel mai important meci din această zi, pentru că în condițiile în care Tunariul câștigă, ar face 19 puncte, s-ar apropia la doar 4 puncte de Viitorul Pandurii Târgu Jiu, dacă iar Viitorul Pandurii Târgu Jiu nu ar câștiga, în cazul în care Viitorul Pandurii Târgu Jiu nu ar câștiga această partidă. Celălalt meci al grupei B este întâlnirea dintre Concordia Chiajna și Sporolisul Spartac, 6-0 în sezonul regulat pe arena... Aici nu pare să fie vreo emoție. Noi, da, eu spun ceva. Mă rog, nu e cazul acum. Dar să nu uita că anul trecut, în ultima etapă, cei de la Concordia au întâlnit tot un fel de Viitorul Pandurii Târgu Jiu, au întâlnit pe Unirea Slobozia pe propriul teren și au pierdut cu 1-0. Îți aduce aminte acea partidă? Da. Au ratat penalti, dacă mă cer, Codrea a fost cel care a ratat penalti, iar Unirea Slobozia în repriza a doua a primit o lovitură la 11 metri. Nu Unirea, Unirea Constanța a primit o lovitură la 11 metri pe care a transformat-o. Mă rog, contează mai puțin acest lucru. Este clar că este un meci în care Ilie Poenaru va încerca să ruleze cât mai mulți jucători pentru a vedea cine se poate baza. Mă bucur că avem imagini de la această partidă și sunt convins că colegul nostru Dan Marinache ne va avea intervenții dese și sper să marcheze ambele echipe, sper să marcheze și Progresul Spartac, pentru că și Progresul Spartac, în ciuda faptului că este echipa cu cele mai puține puncte pe care le-a făcut în ultimii ani de o echipă de Liga a doua, a avut evoluții apreciate, evoluții care au demonstrat că acești jucători tineri de la Progresul Spartac, se vede mâna profesorului Eremia, sunt convins că îi vom vedea la nivelul ligii secunde și de ce nu, poate chiar și în viitor la nivelul primului eșalon. Da, mă uitam și eu către imagini, sunt curios, cei de la Unirea Slobozia, Robert, au găsit un sponsor generos pentru partidele din play-off. În cazul în care echipa promovează, se prelungește contractul cu un an. Informația în premieră furnizată la Sport Total FM de Ilie Lemnaru. Sunt curios dacă pe tricouri a apărut sigla cu noul sponsor. Înțelegerea este valabilă pentru zona de play-off, un ajutor financiar important pentru o echipă care vine la timp, o echipă unde liniștea este la ea acasă, destui spectatori acolo. Haideți să mai adăugăm ceva la Viitorul Târgu Jiu, CSA Steaua, vorbeam de CS Tunari. Sunt foarte preocupați acolo
de rezultatul din partida cu cei de la Chindia, o echipă care, fac o paranteză, Robert, a ajuns cu plățile la zi, generozitate maximă la Târgoviște, infuzie de capital pe zi ce trece acolo. Poate că și venirea lui Gabriel Boriga a contat, cei de la Chindia au ajuns aproape la zi cu plățile într-o perioadă foarte, foarte delicată. Așadar, Viitorul are clar nevoie de puncte, pentru că o înfrângere astăzi în fața Stelei complică situația lui Călin Coșin. Da, adevăr, o echipă care arată foarte greu, 10 goluri, dacă nu mă șer, primite în acest sezon, un singur gol marcat, 3 înfrângeri. Repet, 5-0 meciul că s-a jucat în acest an în Ghencea. Victorie pentru CSEA Steaua. Și dacă tot vorbim de rezultate din sezonul regulat, repet, partea dintre Tunari și Chindia Târgoviște, singura partea care, adevăr, și în sezonul regulat s-a jucat pe terenul echipei care se gază și astăzi. Am vins Chindia Târgoviște cu 2-0 în sezonul regulat. Vom vedea ce va fi azi. Cu două goluri spectaculoase atunci, eram tot împreună aici și am văzut reușita. Hai să mergem și în grupa cealaltă, unde cel mai atractiv meci, prieteni, este cel de la Ceahlăul Piatra Neamț cu Metaloglobus București. Două echipe care emiteau pretenții justificate până la un punct de a pătrunde în zona de play-off. Acolo, la Piatra Neamț, finanțatorul Ioan Anton Măzărianu, a trecut la primele măsuri, Robert, de eficientizare, cum spuneam și la CFR. A renunțat la Marius Constantin. De fapt, înțelegerea cu jucătorul ăsta a prevăzut: dacă nu ne calificăm în play-off, atunci eu nu mai rămân. Și pare o măsură logică, nu? Din partea celui care asigură finanțarea echipei, pentru că nu mai ai șanse acolo la locul de play-off. Rodezi în linii mari jucătorii pe care vei miza în stagiunea următoare. Dincolo, Metaloglobus, care parcă promite, Robert, mereu mai mult, dar rămâne mai mereu în afara locurilor de play-off. Da, adevărat, Metaloglobus, și care, într-un fel sau altul, eu spun totuși că diferența dintre ei și Unirea Deci, diferența de 13 puncte în favoarea echipei bucureșteni, practic și-au îndeplinit obiectivul în acest moment. Pentru că mai vă reamintesc, se joacă doar 6 meciuri în play-off, 18 puncte. Ei nu sunt matematic, dar în mare parte mi-e greu să cred că Unirea Deci va obține maxime puncte, ei vor pierde, nu vor obține decât 4 puncte. Este clar că Metaloglobus și-a îndeplinit obiectivul. Mă aștept să văd un meci cu goluri astăzi, un meci în care... O descătușeară. O descătușeară, pentru că hai să spun ceva. Din punctul meu de vedere, toate meciurile, exceptând pe cei de la Tunari, acest play-out prinse interes zero. Deci, din punct de vedere al, nu neapărat al activității, al suspansului, avem suspans zero. Anul acesta nu mai avem meci de baraj între cupantelor locului 5 în cele două grupe de play-out. Din punctul meu de vedere, Deju și cu Alexandria au plecat deja, ne-au părăsit, se duc în Liga a doua. Iar Tunariu, șanse mici și depinde foarte mult de ce fac azi. În cazul în care Tunariu nu câștigă astăzi, va fi foarte, foarte greu. Să reamintim, toți sunt două echipe care stau, echipele clasate pe locul 4 în cele două grupe de play-out, în grupa A, FC Argeș, și în grupa B, CSM Slatina, două echipe care astăzi au luat pauză, pentru că sunt Robert, n-au luat pauză, ele joacă un meci amical la Slatina, da, pentru că în cele două grupări erau nevoite să folosească această întrerupere. Au luat o decizie foarte bună. Foarte bună, trei săptămâni, chiar vorbeam cu Dan Oprescu și era foarte, foarte greu. Adică zice, băi, am făcut un joc școală, mai mișcăm noi câte ceva, dar e greu, fără meciuri oficiale, iată că au găsit această variantă. CSMR și Unirea Deci, o partidă, Robert, eram amândoi de acord, în care formația gazdă arată bine sub comanda lui Flaviu Stoican, are clar prima șansă. Da, e clar. Vom vedea atunci cât de motivați sunt. Într-adevăr, odată cu venirea lui Croitoru, Unirea Deja a fost acea victorie 1-0 la Tunari. Mi-aduc aminte, în primul meci din 2024. Dar totuși va fi greu. Dacă un rezultat normal ar fi o victorie a echipei bănățene. În sezonul regulat, meciul a avut loc la Deja și au câștigat reșițenii cu 3-1. Deci, din punctul meu de vedere, cred că vom vedea astăzi o victorie a echipei reșițenii. Va fi destul de greu, dar vom... Pe parcursul jocului vom vedea că vor reuși să-și monteze. Îl știu pe Flaviu Stoican, este un antrenor foarte serios, un antrenor care își dorește să câștige meci de meci. Încă n-am apucat să spun sincer, n-am apucat să mă uit pe distribuția echipelor în meciurile de astăzi. Voi vedea dacă folosesc și jucători mai tineri. Mă aștept la aceste meciuri de play-out să asistăm la rezultate contradictorii, ori să fie meciul care se termine 0-0, ori să avem o adevărată avalanșă de goluri, mai așa să apară și surprize, pentru că, într-adevăr, miza nu prea mai există în acest moment la nivelul play-out-ului. Practic, eu cred că echipele vor încerca să ruleze foarte mulți jucători pe care se vor baza în anul viitor, cu siguranță vor forța foarte mulți jucători născuți 2004 și 2006, jucători care vor fi under în sezonul viitor și practic vor încerca să le dea cât mai multe minute, pentru că, îți repet, din punctul meu de vedere,
miza pentru, și suspansul pe, pe această primăvară play-out de Liga a doua, aproape că a dispărut. Singura necunoscută din punctul meu de vedere este cine va retrograda din Seria B. Tunariu, care are avantajul că vine din spate cu un antrenor, cu condiții foarte bune, cu un lot de jucători foarte important, și Viitor Pandurii Târgu Jiu, care are în spate această zestă de 7 puncte, care de fapt se transformă în 9 puncte față de Tunari. Constantin Schumacher, îl vedem în imagine, într-adevăr, Unirea Slobozia abordează partida cu tricouri noi și cu noul sponsor pe piept. Dar noi aici, la Metropola TV, avem imagini de la și gazon, Robert, da. Și prieten la Reșița. Exemplar arată gazonul acolo, să tot joci, nu? Într-o asemenea atmosferă. Și chiar la Reșița merge pentru a deschide această rundă. Gigi Despa este și astăzi alături de noi. Te salutăm, Gigi, bună ziua! Un cadru perfect, vedem și noi pe imagini acolo, CSM Reșița, Unirea Dej, bună ziua! Vă salut cu tot dragul, mulțumesc, Ionel, pentru legătură. Bună ziua, stimați telespectatori, vă spun de pe stadionul Mircea Chibu de aici, în Reșița, din frumosul municipiu de pe Bărzava, unde, așa cum spunea regretatul poet reșițean Ion Chichere, a fost orașul cu biserica încercuită de la minoare și unde peste câteva clipe, de altfel a și început în acest moment, meciul de fotbal dintre echipa locală CSM Reșița și echipa vizitatoare Unirea Dej. Timpul este foarte bun aici la Reșița, un vânt subțire bate de pe Valea Domanului și spectatori deocamdată văd că vin în continuare, sunt deschise cele două porți, circa 400 de spectatori și arbitrii care oficiază întâlnirea de jos de acolo din teren sunt următorii. Arbitru principal, Gaitin Claudiu Timișoara, asistent 1, Bălăcasian Arad, asistent 2, Cozoric Ioan Zalău, delegatul pentru joc, Petrean Cristian Hunedoara. Iată și cele două formații care echipa care am enumerat-o mai înainte au intrat în teren. Unirea Dej, Moră Sebastian, Foc Daniel, Teleceanu Tudor, Chira Cristian, Ros Denis, Cherechi Mihai, Pop Adrian, Militaru Alex, Vlaș Florin, Barnochi Cosmin, Stanciu Victor. Jucătorii de rezervă, Pop Rareș, Gold Denis, Ciuculete Aurelian, Hoffman Albert, Fulga Gabriel, Călugăra Ciprian, Șuteanu Alexandru, Manole Mircea, Pruteanu Marian și capitanul de echipă cu numărul 5, Cherechi Mihai. Din echipa tehnică, Militarul Dragoș, un nume cât aproape o echipă, alături de el mai sunt Șuvagou Eusebio și Martoș Nicolae. Iată și echipa CSM Reșița. În poartă, Rus Ionuț. Jucătorii de câmp, Mihai Dolghi, Vlad Chera, Sergiu Rimoveț, Gabriel Gomboș, Denis Fărăgău, Alin Dudea, care este și capitanul de echipă, Damian Isac, Marian Drăghiceanu, Lascu Andrei, Alexandru Negru. Jucătorii de rezervă, pentru postul de portar, mereu Paul și jucător de câmp, Mensac Alfred, Doană Ianis, Cristea Francis, Fota Nicușor, Burlacu Andrei, Sabau Alexandru, Rus Ciprian. Așa, din echipa tehnică, alături de Stoican Flavius, mai sunt Pop Adrian, kinetoterapeut, Șote Ionuț din echipa tehnică, Șerbescu Ioan, junior medic, Baghiu Adrian, delegat. Așadar, acestea au fost primele... Dacă mai lași microfonul... Nu mai ne întoarcem, Gigi Despa, acolo. Mergem rapid la Târgu Jiu, acolo unde Viitorul din localitate întâlnește CSEA Steaua, sub privirile mereu atente ale lui Călin Stoleru. Te salut, Călin, bună ziua! Bună ziua, vă salut de aici, de pe stadionul municipal din Târgu Jiu. Avem deja o primă șarjă ofensivă. 1-0, Chindia Târgoviște. Călin, numai puțin, te rog. Călin, numai puțin. Chindia Târgoviște deschide scor, minutul 4. În partida cu CS Tunari, ne întoarcem la tine cu rapiditate ca să mergem mai apoi la Tunari, Călin Stoleru. Da, așa cum spuneam, Steaua a început în forță această partidă. Deja a avut două lovituri de la colțul terenului la poarta celor de la Târgu Jiu și o reluare peste partea a lui Dean Besa. Să trecem în revistă repede cele două formații de astăzi. Echipa vizitatoare Steaua a venit cu următorul 11 astăzi în poartă, Costel Frânculescu, jucător de câmp David Maftei, Kevin Alejandro, Dean Besa, Hussein Seihait, Gianluca Mancu,
Caruso, Jimenez Roberto Sierra, care este și capitanul echipei, Rareș Enceanu, Stefan Drăghici, Garcia Heras, Ignacio și Remus Chipirliu sunt jucătorii trimiși în teren astăzi de Daniel Oprița. De partea cealaltă îi avem pe Dragoș Lupescu în poartă, jucător de câmp Raul Cojocaru, Teodor Bârzu, David Savu, Jalmari Timonen, Denis Brânzan, care este și capitanul echipei, Adrian Gogea, Patrick Andreas, Alex Gârbiță, Albert Voinea și Emanuel Nicpali. Sunt jucătorii pe care mizează din primul minut Călin Cojocaru, antrenorul echipei din Târgu Jiu. Partida de astăzi este arbitrată de Valentin Aidin din Turnul Măgurele la centru, ajutat la cele două linii de Claudiu Șcăpez din Brașov și Ștefan Patrick Sandu din Timișoara. Arbitru de rezervă Dan Buzănescu din Craiova, observator pentru brigada de arbitri este Zaharia Ciev din Timișoara, delegat de joc Cristian Petropulos din Alba Iulia. Mulțumim foarte mult, Călin! Mulțumim! Ne vom întoarce evident la Târgu Jiu. Ajunge de grabă și la Centrul Național de Fotbal de la Bufta, unde echipa vizitatoare, Chindia Târgu Obiște, începe bine confruntarea cu CS Tunari. Te salutăm, Cristi Frisc! Bună ziua! Vă salut și eu, prieteni din studioul Metropola TV și Radio Sport Total FM. Da, într-adevăr, este 1-0 pentru Chindia Târgoviște încă din minutul 4 al partidei care se desfășoară, cum a spus și voi, la Centrul Național de Fotbal din Buftea, între CS Tunari și Chindia Târgoviște în grupa B a play-out-ului din divizia secundă. Faza golului a fost una destul de simplă. A recuperat Jivković, dacă nu mă înșel, undeva în preajma careului. A trimis o minge pe care a avut-o la dispoziție Peșić, iar acesta a șutat de la marginea careului. Important a fost faptul că s-a prezentat acolo Peșić și a șutat în dreapta lui Izvoranu, marcând primul gol al meciului în minutul 4. Așadar, 1-0 pentru formația oaspete. Trebuie spus și faptul că a fost o mică greșeală de abordare a mijlocașilor și a fundașilor de la Tunari la momentul la care s-a petrecut acea intercepție în fața careului. Dați-mi voie să vă prezint și cele două garnituri. Formația gazdă, pregătită de Dan Alexa, aflat la debutul pe banca tehnică a Tunariului. Izvoranu, Prumbuitu, Victorski, Leca, Stima, Bobea, Vasile Constantin, Sin, Mitrică, Ivanovski, capitan de echipă și Trică. În vreme ce 11-le dâmbovițenilor se prezintă astfel, Justin Popescu în trebuturi, Albu, Ioniță, Cristea, Plămadă, capitanul echipei, Hisen, Memola, Bogaciuc, Matiș, Peșić, Moldoveanu și Jivković. Arbitrează această partidă Dragoș Lunca din Cluj-Napoca, asistenții săi sunt Răzvan Tudor din București și Cristian Ichim din Buzău, al patrulea oficial Marius Sălceanu, și ca să trecem în revistă inclusiv observatorii, vă spun că prestația arbitrilor este supervizată de Silviu Crângașu din Ploiești, în vreme ce Constanțeanul Lucian Cârjă a fost delegat pentru probleme de organizare sau de altă natură. Suntem deja în minutul 8 al partidei dintre Tunar și Chindia, 0-1 după golul marcat acum 4 minute de către Peșici. Mulțumim foarte mult, Cristi Frisc, ne mutăm prieten la Turnul Măgurele, unde CSM Alexandria întâlnește CSC Dumrăvița. Le regăsim și mulțumim pentru acest lucru pe Bogdan Pană. Te salut, Bogdan, bună ziua! Bună ziua, vă salut pe toți de la stadionul municipal din Turnul Măgurele, unde este o vreme frumoasă, un teren nu prea spectaculos și aproximativ 300 de oameni în tribuna acestui stadion cochet. CSM Alexandria și CSC Dumbrăvița în prima etapă din play-out-ul grupei A, un meci al suferinței. CSM Alexandria a rămas datoare față de acest public care vine meci de meci și o susține frecvent, iar oaspeții care vin fără mai mulți titulari și cu antrenorul suspendat în tribună, așadar un meci al suferinței între două echipe care caută puncte pentru a salva imaginea acestui sezon. Hai să trecem la cele două formații, Bogdan. Hai să trecem la cele două formații, te rog. Da, să vorbim repede despre primele formule de start. Începem cu Dumbrăvița, cu Paul Toroc în poartă, numărul 17, Vlad Bălucioiu, 6, Costel Zurbagiu, 16, Cătălin Horcea, 10, Răzvan Ghinescu, 28, Andrei Olaru, 20, Alexandru Martinov, 21, Răzvan Murariu, 19, Daniel Nortei, numărul 7, Ahmed M. Ekmeci și numărul 18, Nicolae Sofran. De partea cealaltă, la CSM Alexandria, antrenorul Eugen Trică mizează în formula de start pe următorii
Dragoș Balauru în poartă, cel care are și banderola de capitan, Ștefan Cană numărul 15 cu 21 Costel Avram, 34 Nestorele Lumbu, 31 Gabriel Nedelea, 23 Leandro de Sabato, 6 David Sala, numărul 26 Izata Diogo, 17 Gianni Crețu și 29 Michael Omo. Jocul este condus de o brigadă de arbitri formată din Mihai Amorărite din Câmpina la centru, ajutat de Damian Antal din Bacău și Ceaba Antal din Baciu, județul Cluj, arbitru de rezervă Dragoș Pârâu, Curtea de Argeș, observator pentru brigada de arbitri Gheorghe Mihalache din Buzău, delegat de joc Viorel Lolea Reșița. Este minutul 12 al jocului între CSM Alexandria și CS Dumbrăvița, este 0-0. Mulțumim Bogdan, mulțumim Bogdan, ne vom întoarce. Ne mutăm rapid la Piatra Neamț și avem plăcerea și bucuria de a-l regăsi la fața locului pe Marcel Mihalcea, ceaclăul Metalo Globus. Bună ziua, Marcel! Salutările de pe stadionul de la Poale Chisicică. Suntem în minutul 8 aici la Piatra Neamț, CSM Ceamăul Metalo Globus București 0-0. În etapa întâi a grupei A din faza play-out-ului Ligii Secunde, CSM Ceamăul și Metalo Globus au început așa partida de aproape 8 minute. Iani Sidicu, antrenor principal al oaspeților, a ales următorul 11 în poartă Gavrilaș, iar jucători de câmp sunt Laurențiu Iș, Zuganovic, Honciu, Gheorghe, Coadio, Neacșu, Cruceru, Kazan, Manolache și Caramalău. Rezervele oaspeților sunt Nedelcovic, Mihail Sârbu, Pătrașcu, Pancișin, Milea, Bogdan, Marica și Iacob. Să spunem că CSM Ceahlăul joacă în următoarea formulă cu foarte multe absențe după ce Marius Constantin a reziliat contractul cu CSM Ceahlăul, iar echipa, formația gazdă, are numeroase absențe din cauza problemelor medicale sau a suspendărilor. Bacalu este suspendat, Bogdan Bacalu, pentru că la meciul de cupă de la juniori under 19 a fost eliminat, iar absente din cauza accidentărilor sunt în cazurile lui Jachite, Agvasi, Onișa și Cristi Barb, toți mijlocași central. Fază ofensivă pentru formația gazdă, Buziuc, mingea ajunge la Patrick Petre, în care oricelor de la Metalo Globus resping până la urmă oaspeții. Să facem prezentarea pilotului nemțenilor, antrenat de Cristian Pustai, în poartă Alexandru Barna, iar jucători de câmp sunt Pedro Albino, Denis Taraduda, Alex Core, Denis Brenga, Marius Sacu, Patrick Petre, Mihai Neicutescu, Cristin Jalbă, Azem Lulacu și Alexandru Buziuc. Rezerve pentru echipa gazdă sunt portarul Stefan Crel și jucătorii de câmp Moraru, Olteanu, Foris, Corteleții, Anton și Petkov. Înaintea partidei, deși anunțat pe lista rezervelor, Piera Lauri nu a mai putut să-și ofere serviciile pentru această partidă. De menționat ar fi și brigada de arbitri. La centru, Marius Naidin din Pitești, ajutat la cele două linii de Cristian Cosmescu din Râmnicu Vâlcea și Tamaș Barnaviro din Cernat. Arbitru de rezervă din Pălticeni, Silviu Iptode, observator de joc Ciprian Anton din Suceava, iar observator de arbitri din Pașcan, Ionel Popa. Marcel, doar ce număr de spectatori avem și ne mutăm pe un alt stadion? Un număr de spectatori, să zicem că undeva la 5-700 astăzi până la această oră, dar poate n-am văzut eu nu a da, ne vom întoarce evident la Piatra Neamț, partida promite, așa cum este și jocul, unde ne mutăm în continuare. Concordia Chiajna, Progresul Sparta, Chieste, ca de fiecare dată la fața locului, colegul și prietenul Dan Marinache. Te salut, Dan, bună ziua! Te salut, Ionel, într-adevăr, o partidă a marilor ambiții aici, la Chiajna, între Concordia și Progresul Spartac. Îi aud și pe fanii Progresului, fanii Concordiei sunt evident cei prezenți la această partidă. E un duel al galeriilor spectaculos. E sâmbătă dimineață și uite ce pasiuni naște o partidă Concordia-Progresul Spartac. Acum atac al celor de la Concordia, până la urmă se decacează. Perioada de dominare a început odată cu startul partidei, o partidă în care Concordia cu
o nouă, noua conducere managerială, respectiv Gabi Tamaș ca manager sportiv, iar Ilie Polenaru, fostul jucător al Concordiei, este conducătorul staffului tehnic. Este primul meci acasă pentru această nouă echipă managerială aleasă de președintele Tănase pentru a readuce Chiajna în elita fotbalului românesc. Sperăm că așa va fi pentru cei de aici. Între timp, să trecem în revistă echipele. Chiajna împoartă Concescu, Corbu, Scarlatac, este Nică Dumbrav, Roșu, Vârdolia, Ghimfuci, Clistei, Moiste, Bălan. De partea cealaltă, Progresul cu Soare în poartă, Parfeon, Pacionel, Petcu, Andrei, Florescu, Radu, Răducioiu, Crivac, Firținescu și Chirițoiu. Acum este o lovitură liberă destul de periculoasă pe care se pregătește să o execute, dacă nu mă înșel, fostul dinamovist Iulian Roșu. Să numim și brigada de arbitri, două doamne, sunt jumătate din brigadă, Ionela Alina Peșu din Craiova la centru, ajutată la tușe de Daniel Călin și Petruța Iugulescu, Daniel Călin din București, Petruța Iugulescu din Ploiești, rezervă fiind Alexandru de Spina. Cam acestea sunt primele informații. Doar nu rândă spectatori, Dan. Și cât spectatori au venit să vadă această partidă, te rog? Cred că sunt aproximativ 500 de spectatori. Centrarea lui Roșu și lovitura de cap a căpitanului Stănică, recepționată însă de Alexandru Soare, portarul, tânărul portar a celor de la Progresul. Este prima minge pe spațiu porții oaspecilor. O notăm acum în minutul 16. Și noi notăm intervenția ta, Dan Marinache. Evident că ne vom întoarce. Este o partidă care promite golul. Cel puțin Robert până acum, după debutul din jocul de la Centrul Național de Fotbal de la Buftea. Dar continuăm această discuție pentru că mergem și la Slobozia. Este acolo Ionuț Văgăunescu. O partidă foarte importantă, Ionuț, pentru ambele echipe. Atmosferă foarte, foarte bună. Gazonul de calitate. Două formații puternice. Te salut. Bună ziua! Bună ziua, Ionel, bună ziua, Robert, vă salut, dragi prieteni, Metropola TV și Sport Total FM. Cam 18 minute au trecut din meciul de la Slobozia, 22 de grade și, cum spuneați și voi, o suprafață bună pentru fotbal. S-a încins atmosfera și în tribune, a reușit să o facă unii dintre tușieri care au oprit acțiunea unii din Slobozia pentru offside în minutul 14. Până atunci însă am consemnat ocazia aceleiași echipe a Sloboziei. În minutul 13 a pătruns Flășteanu pe stânga, a șutat din 16 metri, a apărat croitorul, mingea a ajuns la Ibrian, care tot din 16 metri a șutat, dar a fost tocat de capitanul oaspeților, Daniel Șerbănică. Echipa îndreptată de Constantin Schumacher și Lian Tameș se prezintă astfel în poartă, croitorul, apoi o linie de 5 fundași cu Trașcu în dreapta, Garuti, Burnea, Ignat în centru apărării și Șerbănică în stânga, Toma, Cărăruș, Guțea și Masaro îl sprijină pe... 1-0 CSEA Steaua. Ionuț, te rog, câteva secunde. Al doilea gol al etapei CSEA Steaua deschide scor minutul 16 la Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Așadar ne întoarcem la tine, Ionuț. Da, să dăm citire și echipei antrenată de Adrian Mihalcea și Costa Enache. În poartă este Denis Rusu, în apărare Doroban Sulazăr, Pot Pielov și Toma. Pacionel și Coadă sunt în fața apărării, Brian Purece și Vlășanu îl sprijină pe, să zicem, vârful Chris Afalna. Da, văd că este o atmosferă plăcută acolo, numărul de spectatori este destul de ridicat, nu? Da, aceeași 1500-1600 de spectatori, poate ningă, poate plouă, cam asta este cifra aici la Slobozia, cel puțin deocamdată. Ne vom întoarce, evident, la tine, Ionuț Văgăunescu. Iată, Robert, că vine a doua reușită. Viață grea pentru Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Însă, iată, dacă ne uităm, nu se ajută cei de la Tunari. Da. Cel puțin deocamdată. Da, într-adevăr, singure două goluri marcate în, de către echipele oaspete în grupa B. Da, 0-0 pe mai toate stadioanele. Da, n-avem noroc de goluri, Ionel. Ce să faci? Uite, vreme frumoasă afară. Da, meciuri fără miză și totul. Bine, teoretic ar trebui să fie goluri, dacă. Pe asta zic, meciuri fără miză și noi trebuie să vedem cât mai multe goluri, da, calitatea jucătorilor de atac, că tot vorbeam. Pe cei care s-au remarcat, i-am cam luat noi, am direcționat noi. Așa, acum nu mai găsim prea multe variante.
Echilibru peste tot, iată, în afară de aceste două dispute, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, CSA Steaua 0-1. Să vedem și... ce se întâmplă și la Reșița, dacă nu mă înșel și acolo. Este 1-0 pentru CSM Reșița, deschide de scor minutul 19. Hai că încep să vină golurile prietenii, nu știu cum le vom face noi față CSM Reșița. Cred că normal, de altfel, discrepanța valorică la acest moment. Deși mă mira acolo, Dragoș Militar, avea pe banca de rezerve foarte mulți jucători importanți. CSM Reșița, Robert, cred că va fi o echipă. Înțeleg că se va face și un stadion nou la Reșița. Adică cred că în viitor Reșița ar putea spera la o revenire. Își va rezolva și problemele legate de drepturi. Exact. Da, și iată că vorbim de, cum discutam cu Dan Oprescu, sunt echipe care încearcă să-și remodeleze infrastructura pentru că mai apoi din punct de vedere sportiv să vină. Hai să mergem repede la Reșița. Gigi Despa, prima reușită, marchează trupa lui Flaviu Stoican. Mulțumesc, Ionel. Sigur, prima reușită în minutul 20, după un 1-2 în careul celor de la Dej, Drăghiceanu a rămas singur cu portarul și a împins-o în colțul stâng din partea de atac a Reșiței, așadar aducând scorul la 1-0 în favoarea CSM Reșița. Un amănunt demn de reținut, iar cele două galerii, Galeria Rosonare, este la locul ei acolo, aproximativ 70 de persoane își văd de treaba lor și sunt foarte bine, fac foarte bine ce fac. Și un grup de 10, aproximativ 10 persoane din Galeria Dejului sunt aici care și ei vociferează și strigă ajutându-și, încercând să-și ajute echipa. Așadar, din minutul 20, CSM Reșița, Unirea Dej, 1-0. Mulțumim foarte mult, Gigi Despa. Robert, ne uităm și la celălalt televizor. Pare mi se că în prima jumătate a actului prim în partida de la Slobozia, parcă Miovenul pare să fie echipa mai insistentă. Da, într-adevăr. Mai prezentă în careul de 16 metri advers. A, dar eu m-am învățat cu jocul elevilor lui Mihalcea, așa sunt de fiecare dată și își așteaptă jucătorii adverși să se deschidă și ar face o fază fixă, o lovitură liberă de van din lateral, o lovitură de cap 1-0 și meciul se termină. Da, mai interesant că ambii capitani de echipă evoluează pe postul de fundaș stânga, de Daniel Șerbănică, și dacă ne uităm, Robert, la loturile celor două echipe, la CSM Mioven găsim jucători cu o vastă experiență. Dincolo, sunt câteva piese importante, dar foarte mulți fotbaliștii pe care i-a descoperit Adrian Mihalcea, i-a aruncat curajos în luptă, un Dorobanț, un Vlășceanu, una Falna, care este acolo vârful de atac în absența lui Dimitrov, nu are un lot așa garnisit cu foarte multe nume importante. Sunt perfect. Adimihalcea, omogenitatea este. Sunt perfect de acord cu tine. Totuși ar fi bine colegii din regie să-l prindă și pe Călin Stoleru, să vedem cine a marcat pentru CSA Steaua, pentru că ne scapă aceste informații și noi suntem cei care dăm în premieră de fiecare dată astfel de informații. Găsim pe Călin Stoleru în scurt timp. Cine să fie, Robert? Poate Chipirliu. Zic și eu. Cele mai mari șanse, adevăr, el are. Cele mai mari șanse. Păi și asta, pentru că toți suntem la discuția asta, vorbeam cu Ilie Lemnaru, în amintita noastră emisiune la Sport Total FM, și îmi spunea, mă, vezi tu că foarte multe echipe caută jucători cu nume importante, cu borâți de la nivel de Liga 1, dar oare nu ne pune pe gânduri că cel mai bun jucător de Liga 2 de foarte mulți ani este Chipirliu? Un jucător care este obișnuit aici cu nivelul ăsta, adică nu vine de sus. Eu știu, bine, are și o relație specială cu Daniel Oprița, este clar că are și calitate. Adică făcea paralel asta, exact ce ți-am spus, Robert, discutam și cu Lemnaru, că lotul nu este unul care să cuprindă niște nume atât de importante, nu ca la Chiajna, ca la Chindia, ca la Pitești. Da, într-adevăr, acolo s-a creat un grup extraordinar, o echipă ultra omogenă, deși și anul acesta, să fim corecți, au schimbat foarte mult jucătorii cei de la Unirea Slobozia. Ca niciodată, vreo 6 jucători. Exact, dar o conducere omogenă. Care a reușit să meargă pe varianta Mihalcea. Mihalcea e un antrenor care și în ultimii ani de fiecare dată a fost acolo sus cu echipele pe care le-a antrenat. Da, 0-0 în continuare pe majoritatea stadioanelor. Mă surprinde acest 0-0 de la Chiajna, dintre Concordia și Progresul Spartac. Așteptam să văd un festival de goluri, mult mai multe reușite. Cum iată, avem imaginea acum de la Tunari, în zero reacție pe tabela de marcaj pentru echipa ilfoveană în disputa. Dar cu... Dar se mută, Robert, acolo. Văd că CS Tunari avansează impetuos către careul de 16 metri al Chindiei, apărat de Justin Popescu. Sunt obligat să marcheze rapid pentru că un eșec astăzi. Chiar la debutul lui Dan Alexa, bine, cu aceste 0-1 pe tabela de marcaj și la Târgu Jiu nu se schimbă nimic. Este însă foarte dublă. Se schimbă pentru că punctele rămase în joc sunt din ce în ce mai puțin, da, mai rămân 15 puncte. Și e nevoie de un parcurs maxim. Da, dar va fi foarte greu dacă nu reușesc să tranșeze cât se poate de rapid în favoarea lor această dispută. Una de cele două echipe aflate în bătălie, o că spun direct, dar cu un avantaj important substanțial de puncte pentru echipa gorjeană, aceste 7 puncte
vor atâna foarte greu până la, până la final. Da, vom vedea, Robert, ce se întâmplă, pentru că, iată, și la FC Voluntari a fost nevoit să luați o măsură. Venirea lui Florin Pârvu parcă se vede. Aici, iată că debut pentru Dan Alexa într-o situație absolut delicată. Și mă gândeam că probabil Dan Alexa, știu eu, în situația în care echipa lui Robert are șanse minime să rămână în Liga 2, ar fi semnat și pentru următorul sezon de Liga 3, probabil. N-am vorbit acest amănunt cu Dan Alexa pentru că n-aș vedea totuși să vii pentru 6 partide, nu? Da, și mai un lucru foarte important, trebuie să mai ținem cont de aspect. În această serie, calculele pe care le fac, da, eu, în această serie avem Progresul Spartak. Și în mod normal, cele două echipe vor câștiga, chiar dacă Progresul Spartak joacă foarte bine și ține foarte, rezultate foarte strânse. Dar, în mod normal, când spune că sunt 18 puncte, de fapt, aceste 18 puncte devin 15, pentru că ambele echipe, în mod logic, urmează, poate să-și câștige disputele pe care le au cu cei de la Progresul Spartak. Vom vedea, totuși, până la sfârșit, ce echipă va reuși să salveze până la urmă. Și iar și un aspect foarte important, partida directă ce va desfășura pe data de 27 aprilie și va avea loc la Târgu Jiu. Deci încă un avantaj în favoarea echipei gorjene. Da, Robert, la cum arată viitorul Pandurii acum? Într-adevăr, sunt destule argumente că evoluează acasă, dar la cum se mișcă lucrurile acolo, ne aducem aminte de posibilă plecarea lui Călin Cojocaru, care anunța că și-a dat demisia, a fost întors și acolo cred că ar fi greu de găsit un alt antrenor. Pentru că discreția este la ea acasă, știm și noi câteva date despre cei de la Viitorul Pandurii, o echipă care nu se regăsește. Pe de altă parte, Robert, să apreciem și faptul că, iată, vizitatorii, Chindia Târgoviște și Steaua, care n-au pretenții, eu știu, foarte, foarte mari, își respectă, cel puțin până acum, statutul. Nu? Da, de adevăr, Steaua clar, și atât Steaua cât și Chindia Târgoviște, echipe care, bineînțeles, au suferit, au avut cât clar ca și obiectiv intrarea în play-off. Probabil că au gestionat cu mai multă atenție acest eșec, pentru că de obicei mă uși la Ceahlăul Piatra Neamț, chiar dacă în ciuda faptului că are o serie mare de indisponibilități. Echipele care ratează la potou intrarea în play-off, se întâmplă și la nivelul primei ligii, de fiecare dată pleacă mai greu și au acest recul, bineînțeles, după astfel de rezultate negative. Vom vedea, totuși mă așteptam totuși mult mai multe goluri. Minutul 27 aproape pe cele 6 stadioane din play-out și pe un stadion la nivelul play-off-ului, întâlnirea dintre Unirea Slobozia și CS Mioveni, scor alb 0-0. Scoruri albe întâlnim și în grupa A, în disputele dintre Alexandria și Dumbrăvița, respectiv în disputa dintre Ceahlăul Piatra Neamț și Metaloglobus. Puțin mai multe goluri în grupa B, dar acolo unde nu ne așteptam, ne mai așteptam să vedem goluri multe la Concordia și Progresul Spartak, scorul este 0-0. Sau au marcat oaspeții în disputele dintre Viitorul Pandurii, Târgu Jiu, CSEA Steaua, respectiv CSE Tunar, Chindia, Târgoviște. Primul gol a etapei, marchează din nou Pesici, cred că este la treia reușită, într-adevăr un implant reușit pentru echipa lui Longo. Robert, să rămânem aici. Dacă cei de la Chindia reușesc să păstreze pentru sezonul viitor o serie de jucători importanți, un Zivković, un Pesici, un Robert Moldoveanu și alții pe acolo, Justin Popescu și alții, dacă lucrurile se reglează din punct de vedere financiar, având și această susținere a publicului, un stadion aproape nou, un gazon de bună calitate, Chindia poate pleca la drum în sezonul viitor, având gândul promovării, nu? Absolut, sunt perfect de acord cu tine. Este o echipă pe care eu la începutul acestui sezon era clar, iată că trei echipe care m-au dezamăgit, FC Argeș, Chindia și Concordia Chiajna, eu nu concepeam un play-off fără aceste trei echipe. Ei bine, niciuna dintre ele nu a reușit să-și atingă acest obiectiv. Da, vom vedea până la final și cred, Robert, că mare parte dintre aceste echipe care sunt deja liniștite vor rula mai mulți jucători pentru a vedea pe cine se poate baza antrenorul, dacă rămâne evident, nu și pentru campionatul următor, că și aici este de discutat, în cazul fiecarei echipe. La Progresul, în Liga 3, cu siguranță că vor pleca cei mai promițători jucători. La Ceahlău, deja lucrurile au luat o altă turnură și ne spunea Cristi Pustai că da, vrem să stabilizăm un lot de vreo 15 jucători, aducând 3-4 piese, pentru că mai toată lumea, Robert, își dă seama și iată că se întâmplă ceva la Tunari. Da, vom vedea imediat. Cred că Tunarul egalează minutul 29, 1-1, restabilește egalitatea CSE Tunari. Așadar, Dan Alexa își face simțită prezența, întrezim și noi prea mult aici, dar am văzut câteva atacuri. Spuneam noi că după acel gol al celor de la Chindia, CSE Tunari avansase către buturile adverse, având câteva bune situații. Iată că n-au mai greșit jucătorii de la CSE Tunari și este 1-1.
Se schimbă datele problemei, Robert, ce se da, începe să spere. Are avantajul echipei care vine din spate și atât reușind să restabilească, egalitatea. Se uită probabil și către partida de la Târgu Jiu. Într-adevăr, Robert, ce ar fi să se joace cu această rămânere în Liga a doua pe masă la Târgu Jiu atunci, pe 27 aprilie, pe un stadion, din păcate, golaș, poate galeria de la Tonari. Și cei puțini care vin să vadă viitorul Pandurii Târgu Jiu pe un stadion de asemenea foarte, foarte cochet, pe un gazon foarte, foarte bun. Să încercăm să-l mai prindem pe Călin Stoleru. De ce nu răspunde Călin Stoleru pentru a vedea cine a marcat pentru CSEA Steaua? Să mergem și la Cristi Frisk, să fim operativ prieteni, să vedem acolo ce se întâmplă. Cred că Mircu Ivanovski, Robert, probabil la Tonari. Da, da, el se agită pe acolo, purtătorul banderolei. Ce face un antrenor? Mircu Ivanovski, vorbeam noi amândoi. Nu prea prindea, nu prea mai juca. Puneam noi și în legătură cu posibilă plecare la Buzău, care n-a mai avut loc. Evident că Dan Alexa îl distribuie și dă și banderolă. Mergem la Călin Stoleru. Călin, am încercat să ajungem la tine, o facem acum. Cine a marcat pentru Steaua la deschiderea scorului? Da, bun regăsit de aici, de la Târgu Jiu. Minutul 16 a reușit acest lucru Ștefan Drăghici pentru Steaua. A fost o fază lucrată acolo, aș putea spune, de Remus Kipirliu, după ce centrarea a venit de la Dean Beța. Mingea a ajuns la Kipirliu, respinsă de apărarea celor de la Viitorul. O pasă foarte inspirată a lui Kipirliu l-a găsit pe Drăghici într-o poziție foarte bună, iar șutul plasat a acestuia a făcut ca să se miște și tabela la Târgu Jiu, 1-0 așadar pentru echipa oaspete. Dar nu ne-ai spus, imediat... Călin, nu ne-ai spus că spectatori sunt, ce afluență de public este acolo? Este o afluență de public destul de scăzută. Dacă stăm să ne gândim la ceea ce s-a întâmplat atunci la acel 4-3 din sezonul trecut, a fost o afluență mult mai mare de spectatori. Atunci, de data aceasta, aș putea spune că undeva în jurul a 400, poate 450 de spectatori la această Vom reveni, partidă. Călin, din vom reveni. Iată că s-a marcat la Tonari. Ne informează despre ce s-a întâmplat acolo Cristi Frisk. Reacție rapidă și necesară, Cristi, pentru CSE Tonari, care egalează situația pe tabela de marcaj. Da, așa este, 1-1 a marcat Leca, fostul jucător de la Chindia, a reușit în minutul 29 să înscrie, a fost o fază la un corner de pe partea stângă, s-a centrat, s-a respins, iarăși s-a centrat, a fost și o minge ștersă acolo de către Atana Strică și de la 4-5 metri din interiorul careului mic, cu piciorul pe jos, Leca a reușit să marcheze. Acum Atana Strică intră în careu pe partea dreaptă, iese însă portarul Iustin Popescu și plonjează curajos la bocancul atacantului advers, prinzând astfel mingea. Tunariul într-adevăr s-a reactivat. Sunt două greșeli în urma cărora au venit golurile, pentru că și în minutul 4 a fost o eroare de apărare a celor de la Tunari. Tot cam așa, mingea a trecut foarte ușor și a ajuns la Leca în careul mic în minutul 29, dar până la urmă este acea butadă veche care spune că fotbalul și jocul greșeală așteaptă. Mi se pare că este un rezultat echitabil în momentul de față, după 32 de minute scurse în partida de la Centrul Național de Fotbal din Buftea. Moldoveanu reia cu capul acum din mijlocul careului pe lângă poartă. Fazele alternează, jocul este frumos, asta este important, timpul este frumos, terenul este bun și sunt două echipe care zic eu că fac o bună promovare, o pledoarie pentru fotbal în Liga Secundă. Din nefericire știm foarte bine însă că sunt la poliu pușei clasamentului. Chindia Târgoviște a luptat pentru intrarea în play-off, este echipă retrogradată din prima ligă, în vreme ce Tunariul încă mai trage speranțe într-o salvare miraculoasă de la retrogradare. Intrăm în minutul 34, prieteni, Tunari-Chindia 1-1, cu siguranță vom reveni, grație amabilității voastre, atunci când se vor mai întâmpla lucruri la partida de la Centrul Național de Fotbal din Buftea. Doar o completare, Cristi, vedem și noi imagini și mulțumim celor de la CSE Tunari. Ce număr de spectatori avem acolo? Asistența pare să fie cât de cât generoasă. Da, vreo 300 de spectatori sunt în tribunele betonate de aici, de la Centrul Național de Fotbal. Nu prea încap mai mulți sau nici n-au cum să vină mai mulți. Sunt în general oameni din Tunari și câțiva de la Târgoviște care au făcut această deplasare alături de echipă, dar este cam în medie, pentru că dacă ne uităm așa, destul de multe echipe de Ligă Secundă, în special cele din play-out, se bucură, cu ghilimelele de rigoare, doar de acest număr de spectatori la meciurile de pe teren propriu. Mulțumim foarte mult, Cristi! Într-adevăr, spuneai și tu, cu siguranță ne vom întoarce, pentru că partida rămâne foarte, foarte atractivă. Robert, ne uitam la partida de la Slobozia, CS Mioveni pare să fie, l-am văzut puțin mai devreme, și pe Massaro, șutând de puțin pe lângă poartă, mai ofensivă partitura lui Constantin Schumacher, nu?
Da, probabil că și vezi tu, e greu pentru ei să gestioneze această poziție, această șansă pe care ar avea-o, cred că în proporție de 30% ce ar asigura promovarea directă în Liga 1 în cazul unei victorii echipa din Slobozia. Mioveni este echipa care nu are ce pierde, este clar că locul de baraj l-a asigurat, vine la victorie, pentru ea este o șansă foarte importantă, e clar că cele două echipe care au drept de promovare, mă refer la Unirea Slobozia și la Gloria Buzău, sunt clar că sunt echipele pe care echipa argeșeană Mioveni îi urmărește, le urmărește pentru a putea să strângă cartul față de ele, dar până la urmă eu am văzut de foarte multe ori jocurile acestei echipe, echipe din Slobozia și de fiecare dată când așez mai puțin, cum spuneam și mai devreme, o fază fixă te surprinde, marchează 1-0 și după aceea e aproape imposibil să mai poți să mai revii asupra acestei echipe. Între timp, iată, și-o vedem și ușor de la distanță, respinge portarul croitorul peste transversal, minutul 35, Slobozia Mioveni 0-0, multe rezultate albe până în acest moment. Din cele 7 partide, numai puțin de 4 avem rezultate albe. Surprinde pentru mine în continuare rezultatul. Și asta se întâmplă la Tunar. Cred că Tunariu a întors rezultatul în acest moment. Vom vedea dacă mi se confirmă acest. Da, Tunariu întoarce rezultatul 2-1. Surprinzător, Tunariu, minutul 35. Nu, este offside. A golul este anulat de pentru offside. Este offside, Robert. Cred că era Atanas Strica acolo. Parcă să urmărim atent această fază. De pe partea dreaptă, nu, cred că Ivanovski. Da, reluare de jucător de calitate, de Robert, din prima, cu latul în colțul porții celor de la Chindia, dar semnalizare de la margine, într-adevăr, Mirko Ivanovski era acolo și ce bine ar fi arătat pentru Dan Alexa această întoarcere de rezultat. Rămâne în continuare 1-1 la Tunari, partida cu cei de la Chindia. Reșița în grafic, Robert, 1-0, mulțumitor acolo, punctele contează pentru formația pregătită de Flavius Stoican. Și 1-0 și pentru Unirea Slobozia. Da, cred că este deschidere scorul. Unirea Slobozia deschide scorul, într-adevăr, minutul 36, 1-0. Iată, cu ochii pe celelalte, mă uitam să văd ce se întâmplă în acest moment. Mă uitam pe la Concordia Chiajna cu Progress Spartak. N-a mai fost cazul, pentru că în minutul 35, Unirea Slobozia deschide scorul în disput atât de importantă cu Mioveni. Ce spuneam eu ție de fiecare dată? Exact. O singură fază, iată, tânărul Laurențu Vlășceanu, jucător de la FCSB, un tânăr născut 2006, reușește să marcheze din nou mai multe reușite pentru acest tânăr jucător Vlășceanu în acest campionat. O reușită, într-adevăr, cu adevărat importantă în acest moment. 1-0, într-o fază ciudată, aș putea spune, s-a creat astfel acest gol, dar contează mai puțin, important este pentru echipa gazdă că marchează al cincelea gol marcat de la Laurențiu Vlășceanu. Rectific, este jucător născut 2005, dar este un jucător foarte important pentru echipa din Slobozia. Și atenție, Robert, ce se întâmplă la turnul Măgurele? Vedem, încă nu am nicio informare. Este 1-0 pentru Dumbrăvița, minutul 39, da, iată, gol după gol în acest moment. Dumbrăvița deschide scorul în deplasare. Această echipă, CSM Alexandria, care nu a reușit să câștige nici măcar un singur meci pe propriul teren, cedează și acum 1-0, iată-l pe Dragoș Balaur, capitanul echipei gazde, fiind din nou învins. Da, și spuneam de Dumbrăvița, care a ajuns la turnul Măgurele cu foarte multe probleme de efectiv, însă echipa gazdă este clar neputincioasă și se îndreaptă cu siguranță către Liga a treia. CSM Alexandria nu pare nimic să oprească acest declin al grupării conduse de Bogdan Ciobanu. Și da, Robert, ai avut mare dreptate. Iată că mai prezenți au fost în joc cei de la CSM Mioveni, dar lovitura în plasa porții adverse a venit de la Vlășceanu. Excelent! Excelent angajat acolo. Mergem la turnul Măgurele. Bogdan Pană, CSM Alexandria, nu reușește nici asta să marcheze. O fac însă jucătorii de la Dumbrăvița. Da, din minutul 39 oaspeții dau lovitura prin numărul 19, Daniel Brus Nortei, un jucător născut 2004. Echipa din Dumbrăvița a speculat o greșeală defensivă de marcaj a gazdelor. Tânărul jucător de culoare al oaspeților a driblat și pe portarul Dragoș Balauru și a trimis în poarta goală pe fondul unei presiuni tot mai mari a gazdelor, care nu au renunțat deloc la faza ofensivă. Totuși, acest gol a venit clar împotriva cursului jocului. Iată acum un cartonaș galben la oaspeții, au apărut și avertismentele între timp. Cert este că din minutul 39 este 0-1 pe tabela stadionului din turnul Măgurele și
publicul care și așa era supărat pe echipa, acum este și mai dezamăgit. Mulțumim foarte mult, Bogdan Pan, Dumbrăvița, Bruce Nortei, un jucător împrumutat de UTA, Robert. Exact, la UTA Arad. La Dumbrăvița, UTA are destui jucători și pare normal când tu nu ai garnitura secundă, când vine în minte, evident, și portarul Alexandru Roșu. Egalează și Alexandre, amitul 41, 1-1. Să ne întoarcem repede la Alexandria, pentru că, iată, replică bună și a celor de la CSM Alexandria. Cred că nu mai știu să se bucure Robert de când au marcat un gol. O fi marcat Omoh? Omoh, păi da, l-au adus, mai dat și el un gol, măcar o dată la câteva etape. În schimb, pe celălalt televizor l-am văzut în acțiune pe acest inepuizabil Constantin Toma, capitanul celor de la Slobozia. Încep să se umple tricourile acolo cu sponsor la Slobozia, am văzut foarte bine Robert. Lucru bun. Ceea ce nu poate decât să-l bucure pe Ilie Lemnaru, tabela de marcaj este prietenoasă cu echipa pregătită de Adrian Mihalcea. Miovenul mai estetic așa ca prezență în terenul advers, însă a lovit acest Laurențiu Vlășeanu, un nou gol important pe care tânărul jucător împrumutat de la FCSB. Și egalează și Unirea Deșmentul 39. Mai că suntem în grafic, Robert. Începem să ne alimentăm cu goluri, prieteni. Nici nu mai știe regia unde să meargă. Iată, egalează cei de la Unirea Dej, echipa lui Dragoș Militaru. Îmi spunea Dragoș Militaru că va lupta până la capăt. Evident că nu are altă variantă, deși șansele sunt minuscule de a evita retrogradarea în Liga a 3-a. Ce paradoxal, Dragoș Militaru în această vară va obține licența pro, dar echipa lui foarte probabil va aluneca în Liga a 3-a. Și cine știe cât va trebui până când Unirea Dej să revină în peisajul eșalonului secund. Nu ne grăbim, însă mai sunt de disputat partide și vom trage linia atunci când, nu, Robert, matematic este pecetuită soarta grupărilor de care vorbeam. Puține emoții, nu? Acolo în zona locurilor retrogradabile. Ne întoarcem la Bogdan. Bogdan, am despărțit de tine și a venit golul celor de la Alexandria. Ce s-a întâmplat? Imediat după ce am închis, a fost o minge lungă pe bara a doua, cum se spune, în partea stângă a atacului alexandrian. O minge trimisă de către Alberto Călin și acolo s-a aflat fundașul Ștefan Cană, care a trimis pe suportarul oaspeților. Tânărul Paul Toroc n-a avut ce să facă la această minge și s-a restabilit egalitatea. Practic a fost presiunea de după acel șoc al golului primit al gazdelor. Oaspeții încearcă să țină cât mai departe mingea de propria poartă, însă este clar că CSM Alexandria nu se mulțumește nici în acest moment cu rezultatul de pe tabelă. Este 1-1 minutul 43, dar gazdele forțează și golul de 2-1. Mulțumim, rămâne Bogdan, mulțumim. Ne mutăm rapid la Reșița, s-a restabilit egalitatea. Gigi Despa, cine a marcat, da, pentru Unirea Dej? Mulțumesc, Ionel, ia câte când minutul 40, la un corner de pe partea stângă a direcției de atac a echipei din Dej, a pus-o în mijlocul careului și jucătorul Stankovic Victor a dat cu capul și pe lângă portarul nostru, așadar din minutul 40, 1-1 aici la Reșița. Mulțumim foarte mult, Gigi Despa, ne pregătim de finalurile primelor reprize. Până la urmă, Robert, ținând cont că este prima etapă, căutăm și noi așa din play-off și play-out, pare să fie o zestre rezonabilă de goluri, nu? Da, adevăr. Nu avem decât două partide fără gol marcat în acest moment. Întâlnirea dintre Ceahlăul, Piatra Neam și Metalul Globus. Mai așteptam să marcheze ambele echipe, mai așteptam să vând. Dar mai ales, surprinzător, de Ilfov la Chiajna, Concordia, Progresul Spartac, 0-0. Ce o fi acum în sufletul lui Gabi Tava și Ilie Poinaru și Cristi Tănase? Mă refer doar la această tripetă care conduce din diferite dipostaze clubul ilfovean. 0-0 în minutul 43. Mi-aduc aminte că și în partea din sezonul regulat, până în minutul 40, echipa a ținut de scor 0-0. Până la final a făcut, până la finalul primei reprize, scor devise 3-0, pentru că la final să fie 6-0. Vom vedea dacă partea de azi va avea o desfășurare similară. Greu de crezut, pentru că, într-adevăr, iată, în pofida faptului că l-au pe super golgheterul Ligii a doua, Adi Bălan, Dar el, Robert, că tot vorbeam de fiecare dată. Doar Adi Bălan. Adevăr. Dacă nu marchează Bălan. Mai au un Hliste, mai au un Moise, au jucători importanți. Dar Romario Moise. Dar cred că între timp s-a întâmplat din nou ceva la Chindia, Târgoviște cu Tunari. Dacă nu mă șese, 2-1 pentru Chindia. Da, într-adevăr, am dreptate. 2-1, iată, s-au bucurat puțin jucătorii echipei din Ilfov. Chindia întoarce scorul, minutul 44, 1-2. Da, rămâne, Robert, o echipă puternică, Chindia, și mai ales dacă aceste zvonuri sunt adevărate, că situația financiară
pare să se fie reglat. Aminteam noi de o serie de jucători interesanți pe care i-are formația dâmbovițeană. Cred că în viitorul sezon Chindia va juca un rol extrem, extrem de important dacă reușește să păstreze în linii mari acest lot. Șut în bară. Mingea revine și nu este în offside, un jucător de atac al echipei oaspete reușește să marcheze. Adevăr, dar din nou, mijlocaș și defensiv nu au blocat acest șut. I-a primit și apărare imediată, Robert, fără reacție după ce balonul a revenit din bară, surprins acolo și Dani Zvoranu. Nepermis de liber jucătorul de la Chindia, care a reluat simplu în plasă. Este exact cum e mai rău să primești gol pe final de prima repriză. Da, adevăr, greu pentru, foarte greu pentru Adam Lăsa. La Cristi. Iată, Cristi, ne gândeam că ce se turna dintre la pauză, la egalitate și speră la partea secundă, însă Chindia revine pe tabela de marcaj. Exact așa credea aproape toată lumea care este la Buftea, că este un rezultat echitabil acest X de la pauză, care nu mai este X între timp. Din minutul 43, Chindia conduce cu 2-1. A fost iarăși o fază după niște indecizii între fundaș și mijlocaș. Moldoveanu a recuperat în partea dreaptă lângă fanionul de colț, a pasat în spate, de unde a venit un șut extraordinar al lui Matiș, un șut, un fel de folia seca. Mingea a lovit bara, Izvoranu a plonjat, dar n-a atins acel balon. Mingea a lovit bara din stânga, stâlpul, și a sărit tot către stânga la Zivkovici, care demarcat a preluat în careu și singur pe partea unde ar fi trebuit să fie fundașul dreapta, Flumbuitu, dar care nu era acolo, a reușit să îndeplinească o formalitate și să facă 2-1 în favoarea Chindiei, când deja suntem în minutul 45. Vor fi probabil unul sau două minute de prelungiri la acest prim mitan, dar da, Chindia Târgoviște pare se că va intra la cabine în avantaj grație acestui gol, care vine după golul lui Peșici și după egalarea lui Leca. Da, uite, Cristi, ne uităm la jucătorii străini din Liga a doua, nu? Cei doi de la Chindia sunt jucătorii care au o cotă foarte bună. Zivkovici, dacă nu mă înșel, este golgheterul echipei. Iată-l și pe Peșici, ex-Dinamo. Are Chindia câțiva jucători pe care, dacă îi păstrează pentru viitorul sezon și are stabilitate financiară, așa cum se aude, ar putea fi o candidată certă la promovare. De acord, și să știți că și Hisen Memola la linia de mijloc joacă foarte bine. În fine, Bogaciuc, la fel mi-a plăcut internaționalul moldovean, care cumva și el este tot stranier, deși e asimilat român. Clar că Liga a doua are nevoie, pe lângă filonul local, și de o inserție de jucători veniți din străinătate, de peste hotare. Două minute de prelungiri la prima repriză a partidei de la Buftea, dragi prieteni. Unul deja s-a scurs, o pasă în adâncime, este offside la moldoveanu acolo, care putea să facă 3-1 pentru echipa târgoviștană, dar cred că ar fi fost un avantaj prea sever în favoarea oaspeților față de cum s-au desfășurat lucrurile pe gazon în aceste 46 de minute deja scurse. Ne vom întoarce, Cristi, la tine, repriza a doua, cu siguranță vor mai fi goluri. Chindia, iată, Robert, revine pe tabela de marcaj a treia reușită acestei dispute de la Centrul Național de Fotbal de la Buftea. Chindia, foarte probabil, intră în avantaj. Surprinde, nu în continuare, Concordia Chiajna, Metaloglobus. Probabil că și la Reșița, rezultatul de la Reșița mă surprinde. La Slobozia este pauză, nu 1-0 pentru echipa lui Adrian Mihalcea. În grafic, Robert, și cred că vom vedea în repriza a doua o strategie prin care Adi Mihalcea va încerca să țină acest avantaj minim, nu de 1-0, dacă era Claudiu Niculescu, așa și spuneam. Două echipe care primesc foarte greu gol, atât Slobozia cât și Mioveni. Da, într-adevăr, 1-0, greu să întorci împotriva Sloboziei, foarte greu să întorci, o echipă cu o apărare extraordinară, dar vom vedea ce ne va oferi această repriză secundă. Cum spuneam, Unirea Slobozia, o echipă care are o apărare de fier, doar 8 goluri primite în sezonul regulat, iată și acum continuând seria extraordinară această echipă. Mi-aduc aminte, cred că anul acesta n-au primit decât un singur gol, dacă nu mă înșel, s-ar putea să mă greșesc totuși. Ba da, au primit gol de la Hunedoara și au primit și așa, a fost acea înfrângere pe propriul teren cu Csíkszereda, doar 2 goluri primite. În restul, o echipă care pierde foarte, foarte, foarte greu pe propriul teren. Ne apropiem de finalurile primelor repize în disputa de astăzi, prieteni, 7 la număr. În general, echipele au plecat deja la vestiar. Suntem în prelungiri la Piatra Neamț și Ahlăul nu găsește calea către deschiderea scorului. Da, meciul a început puțin mai târziu și de aceea. Așa este. Avem și imagini de la Piatra Neamț. Ce stadion cochet au și cei de la Ahlăul, Robert. O arenă care merită, clar, o echipă de Liga 1, dacă ar fi să ne luăm după acest aspect, nu? Da. Fotbalistic, Ahlăul va încerca să repare acest drum stagiunea următoare. Sunt ceva neclarități pe acolo. Ioan Anton Măzărianu încă nu este foarte sigur că va continua să sprijine atât de substanțial această echipă, dacă nu vin și factorii locali pe lângă dumnealui. Prelungiri și la Tunari. E greu de crezut că CS Tunari va reuși, Robert, acum nu, să mai marcheze pentru a intra la pauză cu un nesperat, să zicem, 2-2. Însă reprizele secunde peste tot, important,
Se anunță interesant. Într-adevăr, iată, trebuie să remarcăm acest 0-0 pe care Progresul Spartac îl înregistrează la Chiajna. Poate meciul a trecut puțin de, nu știu, nu am acordat foarte multă atenție acestei partide, numai de aceea și intervențiile lui Dan Marinache au fost foarte, foarte rare la noi. A venit golul, Robert. Da, într-adevăr, iată, n-am semnalat goluri. Într-adevăr, restul este importantă de golul, acest lucru mă bucură foarte mult. Remarc și revenirea celor de la Unirea Dej, care, iată, prin acest tânăr jucător Stamkovici reușise să restabilească egalitatea în minutul 40 după ce Drăghiceanu în minutul 19 marcase pentru echipa gazdă. De timp avem pauză la Tunar, 1-2 în disputa dintre Tunar și Chindia Târgoviște. Rămânem cu imagini la Piatra Neamț pe un atac al celor de la Metaloglobus București. Formația care este echipată în tricouri albastre. Georgian Honciu, cel care poartă banderola de capitan la Metaloglobus, în apărare nu-l mai are în Ocea Clăul pe Marius Constantin. Este acolo Alexandru Core, jucătorul cumpărat de Politehnica Iași de la Viitorul Pandorii Târgu Jiu și direcționat aici la cei de la Ocea Clăul. Lipsește acolo în continuare capitanul Stejerel Vișinar, accidentat grav, dar este pe drumul recuperării și foarte probabil din viitorul sezon îl vom vedea din nou la lucru. Un șut de la distanță încercat de cei de la Metaloglobus București. Continuă atacul formației gazdă. În general, Robert, am văzut formula de echipa celor de la Ceahlău cuprinde Patrick Petre, Necuțescu, Lulacu, jucătorii de atac important sunt acolo, Acvasi lipsește. Ce ar putea să-i mai motiveze pe ei? Sunt pe prima poziție în acest moment, au 4 puncte față de CSMR și s-a deși indiferent de rezultatul acestei partide vor rămâne pe prima poziție, o poziție de play-out care nu se premiază de niciun fel, deci clar că nu are niciun fel de relevanță pentru configurația finală a clasamentului, pentru că nici măcar la Liga I explică fiecare loc îți mai aduce un punct de 80.000 de euro din tranșa următoare de dreptul TV. Aici, la Liga II, orice, dacă nu ocupi un loc care se ducă în prima ligă, în baraj sau să-i vize retrogradarea, practic celelalte echipe joacă, puțin să spun așa, de pomană, joacă doar pentru a scoate în evidență anumiți jucători care, bineînțeles, sunt speranța de a face pasul către primul eșalon. Iată, ne aflăm în ultimul minut de plângeri și de timp pauză, rezultat final, avem aici un delay, dar rezultat final la pauză, Ceahlăul, Piatra Neamț, Metaloglobus 0-0. Da, o primă repriză astăzi, prieteni, echilibrată, cu foarte multe reușite. Două jocuri n-au avut niciun gol, însă atractivitatea este la ea acasă, atât în zona de play-off, unde avem acest avantaj la limită pentru Unirea Slobozia și dincolo la play-out, așadar că sunt motive suficiente pentru a rămâne cu noi. După o scurtă pauză, ne întoarcem.